fie bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu Camelia. Deci la 350 de carne, eu am să pun un ou la prăjoluțe, un nou, 50 de parmezan, un pic de sare, un pic de pătrunjel, piper și pesmet. Și pentru... apoi eu o să prăjim în ulei și cu puțină ceapă și o să adăugăm cartofiorii cu bulețe și niște suc de roșii. Și să începem. O să începem cu prăjoluțele. Deci la 350 de grame de carne eu voi pune un ou. Să le dau așa să se vadă. Este 50 de carne, un nou. O să punem sare. Sare cât este necesar. Așa. Piper. Parmezan. Pătrunjel. Am să iau doar frunzulițele și o să-l tăiem. Așa. Adăugăm aici. Acum vom adăuga și puțin pesmet. 2-3 linguri. Am să adaug 2. Și dacă mai e nevoie, mai adaug. Și amestecăm cu mânuța. Și o să le facem rotunde și micuțe. Ajung 2 linguri de pesmet, amestecăm așa bine. Am să dau așa deoparte și o să tăiem ceapa. Să tăiem ceapa mărunțel și o să o punem într-o cuiță cu puțin ulei. Așa, o tăiem pe toată.
face cojoluțe cu cartofi. Așa, și într-o oliță o să punem puțin ulei. Am aici o oală. Voi pune uleiul. Am cam o cioșcuță de ulei. Și-l pun pe tot. 30 de grame de ulei, cred că sunt. Așa. Punem ceapa. Și o să punem pe foc. Vedeți? Punem pe foc. Pun și căpăcelul. Așa. Și acum, cât s-a făcut... Cât se face ceapa, noi o să dăm formă la cojoluțele noastre. Vedeți compoziția așa arată, cu ou, cu parmezan, sare, piper, pesmet și cărniță de vită. Am pus mai amestec puțin și pătrunjel. Așa. Și acum luăm și facem cojoluțele. Luăm cam așa, cât mărimea unei nuci. Vedeți? Așa, și le așezăm așa aici. Și o să le prăjim în ceapa cu ulei. Am tăiat și cartofii, am curățat. O să adăugăm și cartofii cu bulețe, după ce se fac puțin păjuluțele. Și apoi sucul de roșii. Și cât se face... Cât se face, noi o să facem un aluat... Ca să facem plăcințele cu ricotta, cu ceapă, ceapă verde și cu mărar. Și la urmă facem înghețata de lămâie, doar din două ingrediente. Să lăsați mesaj în comentarii de unde mă urmăriți, cine dorește. Eu vă pregătesc bunătăți de aici, de la Roma. Și sunt din Iași. Cine nu știe sau cine a venit pentru prima dată aici pe pagina mea. În bucătărie la camelia, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Bucate simple, simple, simple și gustoase. Așa. Le dăm această formă rotundă și după aceea le punem peste ceapa noastră cu ulei. Așa. Vedeți ceapa? Așa. Un pic s-a undit, nu prea mult. Și acum o să punem pârjoluțele. O să le punem așa una lângă cealaltă aici, pe toate. O să dau așa mai aproape să vedem dacă se vede. Așa. Și le undim puțin și apoi punem cartofiorii. Punem și puțină apă. Punem și sucul de roșii, punem puțină sare și piper și lăsăm să se facă. Ia uitați. Așa, și punem pe foc, punem și căpăcelul. Și punem pe foc. Și acum tăiem cartofiorii. Să știți că eu gătesc simplu, simplu, simplu. Așa. Și tăiem cartofiorii cu bulețe. Mie îmi plac mai așa mai micuți tăiați în... Și apoi punem cartofiorii.
Și acoperim cu puțină apă. Așa. Hai să le întoarcem. Ia uitați. Așa. Și le întoarcem așa puțin. Încercăm să nu le rupem. Le mai lăsăm câteva minute. Un minut, două. Nu mai mult. Și punem cartofiuri peste. Ia uitați cum arată. Așa. Punem căpăcelul, mai lăsăm un minut și pe aceea punem cartofiuri. Așa. Ia uitați cum arată, vedeți? Așa. Mai învârtim o dată. Punem cartofii. Eu i-am clătit, să știți, puțin. Ca să dau jos din amidon. Așa. Am să adaug și sucul de roșii. Și puțin amidon. Și am să pun pe foc cu căpăcel la foc potrivit și lăsăm să se facă. Și noi, între timp, ne facem plăcințelele. Așa. Mai punem puțină sare. Și puțin piper punem. Și acum punem apă. Nu o punem prea multă, ia uitați, vedeți? Până aproape se vede ei la suprafață. Punem capacul și punem pe foc. Și în momentul când începe să clocotească, dăm la foc mic și lăsăm. Până când sunt gata cartofiuri. Păjoluțele sunt aproape gata. Se fac repede că sunt cartofiuri. Păjoluțele cu cartofiuri. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa arată. Vedem dacă cartofii sunt făcuți, este gata. Luăm o furculiță și apăsăm peste cartofior. Vedeți? A intrat furculița, înseamnă că este gata. Acoperim și lăsăm, dăm deoparte. Și avem cina noastră gata.